Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Nicoleta Mănăilă, iar dumneavoastră urmăriți Roadele Pământului. Așa cum știți deja, anul 2023 este dedicat de Patriarhia Română pastorației persoanelor vârstnice. Așadar, începem ediția de astăzi cu o discuție despre rolul bătrânilor în societate și în familie. Mergem în comuna Suraia din județul Vrancea și vă aduc în atenție povestea unei doamne văduvă de la vârsta de 40 de ani, care și-a crescut cu înțelepciune duhovnicească cei 5 copii. Totul fără să ignore munca cu pământul și cu animalele din gospodărie. Ce bucurii trăiește un bătrân pe care viața l-a șlefuit prin greutăți, vă spunem imediat. Mai apoi ne continuăm călătoria în lumea roadelor pământului și poposim în județul Neamț, în comuna Săbăoani. De acolo vă descoper o ciupercărie cu Pleurotus, în adevăratul sens al cuvântului. Cum funcționează tehnologia de cultură, dar și cât de greu le este producătorilor de succes din acest domeniu să reziste pe piață, aflați peste câteva momente. Rămâneți alături de noi pentru a-l cunoaște pe Claudiu Doboș, unul dintre ultimii cultivatori de ciuperci Pleurotus din țară. Pentru cei cărora le plac plantele de apartament, dar nu știu cu care să înceapă, pe care să o primească prima în casă, specialiștii de la Grădina Botanică a Universității din București vin cu o variantă. Peste câteva minute vă prezentăm o plantă deosebit de adaptabilă, perfectă pentru începători. Însă până atunci începem ediția de astăzi cu o discuție despre rolul bătrânilor în societate și în familie, despre cinstirea celor în vârstă, dar și cum alianța bătrânilor și a copiilor poate îmbrățișa bătrânețea. Bătrânețea este ca o punte de legătură între trecut, prezent și veșnicie. Realitatea arată că este o veritabilă colecționare de boli și suferințe trupești, însă nu se rezumă numai la ele. Dacă o trăiești fără de Hristos, atunci, într-adevăr, este o durere. Dacă o trăiești cu Hristos, atunci este un moment de pregătire. Este momentul în care tu ai timp să te gândești și la tine, să te gândești la relația ta cu Dumnezeu. Că până atunci, în momentul în care ai fost bun de treabă, ai muncit pentru tine, pentru familia ta. Dar în momentul în care ai ajuns la anii bătrâneții și totodată a suferinței, cam atunci ar trebui să vezi tu cât de departe ești de Dumnezeu, cât de departe ești de perfecțiunea pe care ți-o cere Hristos în haina pe care trebuie să o îmbraci în Împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, într-adevăr, încep anii bătrâneți. Nimic fără Dumnezeu. Nici o rouă nu cade fără puterea lui Dumnezeu, fără știrea lui. Nici o frunză nu se ofilește, nici o plantă nu iese din pământ fără știrea lui Dumnezeu. Ca un copac să mergi drept întotdeauna. Doamna Dogaru are 73 de ani și a descoperit rostul și sensul anilor dăruiți de Dumnezeu. Sunt foarte bucuroasă. Mă mai rog încă ca să-mi duc misiunea până la bun sfârșit. Să mai devin și o creștină bună, adevărată. Că până acum cu treburile, cu grijile, mai lipsam de la Sfânta Biserică. Da, acum nu pot. Dacă am auzit clopotul trăgând, că acum zic că cineva îmi bate în poartă. Scoală și hai! Că nu-i pentru lucru azi, nu-i pentru tot ce rămâne, îi pentru suflet, pentru viitor, adică viitorul veșnic. Mai devreme sau mai târziu, prin voia lui Dumnezeu, toți vom ajunge la anii bătrâneți. Și atunci depinde de noi cum trăim anii ăștia. Să nu ne asemănăm cu Simon Cirineu. Fost mulți din mulțime și obligat să ducă crucea lui Hristos, pe care a dus-o. Nu a dus-o nici cu dragoste, nu a dus-o nici cu bunăvoință, a dus-o până pe dealul Golgotei, a trântit-o așa cum ne este descris în Sfânta Scriptură și a plecat. Nu a obținut nimic. De ce? Pentru că nu s-a uitat la Hristos, la Hristos cel suferind care era cu el, împreună cu el, care suferea cu el. Dacă ne trăim bătrânețea ca Simon Cirineu, nu vom obține nimic. Nu ne înțelepțim. Dimpotrivă, urâm viața asta, urâm suferința, nu o înțelegem. Dacă îți trăiești bătrânețea alături de Hristos, atunci vei înțelege că anii aceștia bătrâneți îți sunt dați odată ca să-ți aduci aminte tot ceea ce ai făcut în viața asta, ca să-ți mai curățești păcatele în lumea aceasta, pentru că dincolo se plătesc mai greu, și ca să te pregătești pentru Împărăția de dincolo. Doamna Dogaru este văduvă de 33 de ani și a crescut singură cei 5 copii, 3 băieți și 2 fete. Fără nicio batistă de la nimeni. M-am luptat atât de mult ca să închie toate pe placul sufletului meu. Eu n-am rămas în urmă pentru petrecerii cu 5 copilași. Am rămas cu mare responsabilitate. Să-i cresc cum trebuie, să-i educ cum trebuie. Obiceiurile bune, gândurile frumoase, sufletul curat, toate au contribuit ca ea să se poată bucura acum de o bătrânețe activă. Tot timpul a stat de vorbă cu Dumnezeu, iar greutățile lumești s-au ușurat când erau predate lui. Cum a trecut viața ei? Cu bunii cu rele, cam repede, pentru că am avut greutăți și n-am avut timp să privesc în urmă. Eu numai înainte. Și de singură m-am fugărit. Că a venit Paște, că a venit Crăciun, că a venit tot timp de școală cu copiii. La câmp trebuia să-mi fac agricultura de primăvară, semănatul, ogorul de toamnă, grădina, via. Acum adună roadele vieții, iar asta o face să se simtă mai puternică ca niciodată. Ca la 40 de ani eram mai firăvuță, nu eram puternică. Acum mă sunt parcă mai puternică ca tânără. Bătrâneța e mult mai ușoară dacă ai efort fizic, ai activitate. Dar dacă stai ca o legumă în pat, consumi, sigur că hrana nu e bună, nimuncită. Dacă aș sta, cred că pentru mine aș fi ca o pasăre închisă în colivie. Trebuie să mă scol dimineața, să ies la păsări, să ies la curte, să mător, să adun frunzar, să răsădesc, să ud, să pornesc motorul. Am o satisfacție permanent. Sara plănuiesc treburile pentru a doua zi. Ajută Dumnezeu și Maicuța Domnului și fac față. Din punct de vedere al celor de la oraș, ei vor spune că bătrânețea începe odată ce ești la pensie. La țară nu există ideea de pensionare. Atâta timp cât poate să-și țină două păsări, un porc, să-și pună două brazde de ceapă și să-și gătească, nu este niciodată bătrân. Bătrânețea începe în momentul în care, din diverse motive, în special cele asociate bolii, va trebui să apeleze la ajutor. În general ajutorul copiilor. Și atunci începe adevărata bătrânețe aceea tristă, care aici la noi în zona aceasta se petrece în camera din spatele casei. Și camera din spatele casei se numește chiler. Și acolo îmi vizitez adevărații bătrâni, de fiecare dată, în toate posturile mari, chiar și de 2 ori pe post. Și acolo, într-adevăr, este durere. Deși a avut serviciu, doamna Dogaru nu a abandonat niciodată munca cu pământul, cu roadele lui și cu animalele. Am lucrat în agricultură perioada de copil. După aia, dacă m-am căsătorit, ne-am luat serviciu. Suntem prea ocupați, alergăm cu timp și fără timp. Dar uităm că oamenii aceștia, în vârstă, ei sunt oameni care și-au trăit viața în timp. Noi, cei de astăzi, trăim viața contra timp. Când cânta rândunica, eram pe câmp, în căruță, cu coși din uiele, cu mâncare, cu bidoane de apă și care erau mai mărunței de nu putea să prășească, adunam burenile pe urmă, de rămânea ca în palmă bucata și umpleam căruța de bureană, care prășeau, care aduna burenile. Toată lumea era pe câmp. Vedeai grupuri la prășit. Pământul era prășit manual. Acum totul e mecanic. Bătrânii din satul ăsta plecau la prășit și aveau locul de pământ peste Pudna sau peste Siret, în județul Galați. Și plecau la prășit 2 săptămâni. Plecau de acasă cu calul, cu vaca, cu purcel, cu cățel, mergeau la prășit. Dura 2 săptămâni. Atât dura. Când veneau acasă, se ocupau de alte lucruri care durau și alea atât cât durau. Înainte vreme, un lucru dura atât cât dura el. Noi, oamenii ăștia de astăzi, noi nu trăim viața în timpul ăla. Noi suntem contra timp. Hai să terminăm cât mai repede. Hai să rezolvăm cât mai repede. Și dacă tot ai terminat atât de repede, te întreb, dragul meu, ce ai făcut cu timpul ăla care ți-a rămas? Că dacă timpul ăla pe care ți-a rămas l-ai petrecut uitându-te așa în telefon sau îl petreci la televizor sau la calculator, nu plătești niciun caz, rugându-te sau făcând ceva și pentru suflet, tot timpul ăla l-ai pierdut. Din pridvorul veșniciei privește acum mulțumită la ceea ce a primit de la viață și rodește duhovnicește în fiecare zi. Mulțumită tare, 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 pentru că sunt copii gospodari, liniștiți, la casele lor, familiști, înrădăcinați, nu din aia plutitori. Le-am arătat și le-am spus că nici pâine fără muncă, dar nici muncă fără pâine. Toate numai prin muncă se poate dobândi. Neputințele trupești ale bătrâneții sunt acoperite de tăria înțelepciunii, de bogăția cunoașterii, de frumusețea blândeții și a bunătății. De multe ori avem impresia că nu putem să-i ajutăm pe cei mai în vârstă pentru că nu avem condiție financiară. Un bătrân nu are nevoie nici de îmbrăcăminte, nu are nevoie nici de mâncare, nu are nevoie nici de medicamente. În multe cazuri. În unele cazuri are nevoie. Pentru că bine de rău le are. Un bătrân are nevoie de companii. Un bătrân are nevoie de cineva cu care să vorbească. Cineva care să-și împărtășească ziua, cineva față de care să-i spună ce a făcut el în tinerețe, să-i povestească, să-l încânte, să se destăinuie, să facă ceva cu timpul lui. Cum putem noi să-i ajutăm? Să le oferim un pic din timpul nostru. Că de multe ori ne uităm bătrâni în chiler, chiar dacă nu în chilerul casei noastre. De multe ori uităm în chilerul nostru sufletesc acolo, undeva în spate și știm aia, mama aia, tata aia, mama, tata aia, acolo e bine. Ești sigur că e bine? L-ai sunat astăzi, ai vorbit cu el? Când l-ai vizitat ultima oară? Eram foarte bucuroasă dacă erau toți nepoții în jurul meu. Dar acum e mai trist și mai grea că le duc dorul. Sunt foarte departe de mine, 3000 de kilometri. Acolo nu au ajutor de la nimeni decât brațele de muncă atât. Vorbesc la telefon, de sunt roșești, de sară. Mă verifică să vadă dacă am și-mi trebuiește, dacă am bani suficienți la semănături, să nu lipsească nimic. Nu multe, dar ei sunt mulți și de la toți îmi ia pași aprovizionare. Dacă vrei să-ți ajuți într-adevăr ruda ta, mergi și vizitează cât mai des, pentru că s-ar putea să-ți dorești să mergi să-l vizitezi și să nu mai ai pe cine. Că deja el a trecut la Domnul și nu mai e acolo. A rămas golul și în casa bătrânească și acolo unde îl știai tu și a rămas golul și în sufletul tău și regretul că atunci când a fost în viață, nu l-ai folosit. Chiar dacă locuiesc departe de ea, doamna Dogaru face parte din categoria bătrânilor care se bucură de entuziasmul tinerilor. Vara, timp de o lună, casa îi este plină de copii și de nepoți. Fiecare își are cuibul lor, iar aici este cuibul tuturor. Și mi-am face atâta bucurie de mare, că câteodată uit că a trecut ziua și nu știu că am mâncat. Casa plină de nepoți, o bucurie. Deci fac grătărel, fac prin grădină, le-am făcut casă de vacanță. Nu știu ce să le mai dau. Cresc foarte multe păsări, vara, până la 400 de pui din ăștia de carne. Ouă, păsări, legume din grădină. Eu sunt mulțumită că reușesc să vină să mă vadă. Este o virtute, într-adevăr, să ai grijă de un bătrân, să ai răbdarea pe care un bătrân ți-o cere, să ai, pe lângă responsabilitățile celelalte ale vieții, să ai și responsabilitatea asta. Dar stai fără nicio grijă, că Dumnezeu nu doarme și dăruind vei dobândi. Ceea ce tu dai bătrânilor tăi și timpul pe care tu îl acordi bătrânilor tăi, Dumnezeu ți-l va da înapoi, pentru că atunci, în anii bătrâneții, cineva va avea grijă și timp și de tine. Dacă tu nu ai timp de-ai tăi acum, nici ai tăi nu vor avea timp de tine. De ce? Pentru că n-au învățat. Ei au văzut la mama și la tata că bătrânul a stat într-un chiler. I-au adus acolo un castron de mâncare, uneori pus așa în răspăr, ți-am lăsat de mâncare, am treabă, ne vedem de seară. Și dacă tu te comporți cu mama ta, cu bunicul tău, cu tatăl tău, copiii tăi vor învăța de la tine că așa trebuie să facă și ei. Ce dai, aia vei culege. Bătrânii sunt imaginea vie a istoriei pe care au trăit-o. Amintirile acelor vremuri sunt întipărite adânc în ridurile și în palmele lor. Pentru a fi descoperite, trebuie doar ascultate. Mulți oameni își doresc ce mult mi-aș dori să trăiesc viața din nou, dar să știu ce știu acum. Adică ce anume știu acum, experiența pe care o am acum. Pentru că nu mai am nici 20, nici 25, nici 30 de ani, nu mai fierbe sângele în mine, sunt un pic mai calm, sunt un pic mai calculat, am acumulat și eu ceva experiența vieții și aș vrea ca să încep din nou viața, să dau un reset, să o iau de la început și aș putea să fac mult mai multe cu timpul ăla, anii ai tinerețe pe care am petrecut într-un mod mai mult sau mai puțin alături de Hristos și să-i petrec cu Hristos. Bătrânii sunt înțelepți. Păcat că noi tinerii nu suntem suficient de înțelepți să-i ascultăm. Pentru că dacă am avea răbdarea și înțelepciunea să-i ascultăm, sunt multe situații pe care ei le-au trăit, pe care noi le vom trăi și dacă vom avea ureche de ascultat și minte de înțeles și inimă, ca să punem cuvintele la acolo, vom putea să ieșim din situații mult mai ușor folosind experiența lor. Dar noi, deja ne se pare că suntem autosuficiență, tot cunoscători. A, mama e bătrână, ce știa internetul, telefonia mobilă. Dar greutățile pe care tu le duci acum, într-un fel sau altul, le aduci și atunci. Eu n-am trăit prea mult, că soțul a murit tânăr la 44 de ani. Dar în 20 de ani de căsnicie am avut un respect deosebit. Să vă creșteți copiii cu drag, cu credință și frică de Dumnezeu. Să mergeți cu ei la Sfânta Împărtășanie. Să ajutăm pe cel care nu are. Dacă îl vezi că-ți cere, nu judeca. Măi, ce-ți trebuie? Te uiți la el, îl vezi, îi faci o bucurie. Măi, eu am două perechi de încălțăminte. Ia să văd dacă-ți vine, ia-o tu pe asta. Că dacă Dumnezeu îmi dă sănătate, eu am timp să port pe asta una. Iar dacă sunt bolnav, nu port niciuna. Ciupercăriile sunt considerate, în general, afaceri cu câștig garantat, având în vedere cererea de pe piață. Realitatea însă demonstrează contrariul. Cultura pleurotusului necesită un volum de muncă deosebit de mare. Eu habar nu aveam ce mă așteaptă când m-am apucat ciuperci. Claudiu cultivă ciuperci Pleurotus de aproape 7 ani în comuna Săbăoani din județul Neamț. Pasiunea o aveam din timpul facultății, dar abia la Bătrânețe mi s-a materializat visul să deschid o ciupercărie Pleurotus, atunci încă nu deosebeam Pleurotus de șampinion. În 2016 m-am apucat de ciupercărit. Mai întâi la nivel amator, după aceea am insistat până am ajuns la ce vedeți dumneavoastră acum. Teoria a acumulat-o din perioada cât a fost student la Facultatea de Agricultură. După aproape 22 de ani, a și pus-o în practică. Merg cu Pleurotus, dar din Pleurotus avem mai multe specii. Eu cultiv vreo 6-7 hibrizi. Iarna merg cu hibridul tradițional clasic, cel cărnos, iarnă. Iar din luna aprilie îmi permis să cultiv și Citinopiliatus, este Pleurotusul galben lămâi. Un gust deosebit, textură puțin mai tare, Pleurotus Phoenix, mai cultiv. Acela are un gust mai specific de ciupercă și seamănă cu tribul. Este foarte cărnoasă. Nu faci nici măcar un pic de codiță. Eu îi spun regele pentru că îi place singurătatea. Nu faci buchete. Crește una-două, foarte cărnoase, negricioase, chiar vara. Pulmonarius specia, da, Phoenix îi zicem noi. Temperatura la care produce ciuperca depinde foarte mult culoarea. Vara asta o să fie crem. Iarna sunt așa și dacă o să avem 10 grade în loc de 16 cât avem acum, o să fie vineții. Cealaltă, vara, îmi face culoarea neagră și este căutată de clienți. Anul ăsta sunt în tratative să-mi aduc ceva și de Pleurotus Florida sau Diamorul, îi mai zice, este Pleurotus roz. Totul este făcut cu fonduri proprii. Inițial am început cu solarul în care ne aflăm, de 240 de metri pătrați, iar acum am reușit să mă extind la 600, dar în jur de 100 de metri pătrați este laboratorul și incubatorul. Spațiul de fructificare avem vreo 300 de metri pătrați, iar vreo 80 de metri pătrați avem depozitul de pai. Primii 3 ani de zile am mers cam cu bani din buzunar. Adică, în primul rând, de pasiune și după aceea eu trebuie neapărat să continui, forțat de la spate, ca și acum, de fapt, de merg din inerție, dar îmi place ceea ce fac. Nu merg neapărat pentru bani. Ciupercile Pleurotus mai sunt cunoscute în popor și ca ciupercile de copac. În comparație cu alte specii de ciuperci, cultivarea lor este simplă și nu sunt pretențioase la condițiile de microclimat. Ciuperca la un sezon fructifică de 3 ori un sac din acesta. Eu fac doar 2 sezoane, deoarece în perioada de vară costurile ridicate, curățirea, scade profitabilitatea, iarna cu costurile de încălzire necesare, vorbim același lucru. Impostul Paștelui este un vârf de vânzări, după care mai, iunie și iulie se supraviețuiește, de 10 ori scade consum. După care perioada de vară nu pot produce eu, deoarece la un 35 grade afară eu n-am cum să fac 16 grade aici, indiferent ce tehnologie aplic, aș putea, dar nu-mi convine. Și atunci eu încep deja prin 1 august să-mi fac miceliu, să-mi fac compost și undeva pe la 15 septembrie cam în fiecare an reușesc să afară. Claudiu nu-și vinde ciupercile în supermarketuri sau marile lanțuri de magazine. Din cauza conținutului ridicat de apă, ciupercile lui sunt foarte perisabile. Eu vând doar în piața din Roman și merg ocazional în piețele din Iași. Practic, ciupercă mă trimite la piață, nu decid eu. Și atunci postez înainte cu o zi, două, să strâng comenzi, mă duc exact și livrez comenzi de care le am. Doar în perioada de iarnă mă pot hazarda să expediez. De obicei eu îl trimit Pleurotus și ajunge deja zacuscă. Mai mult țin o căpșună sau o zmeură la frigider decât ciuperca Pleurotus. Ea este bună și comestibilă încă 10 zile de la recoltare, dar aspectul comercial se depreciază în 24 de ore, indiferent dacă am frigider sau nu. După aceea începi să crăi pălăria, doamnelor vor pentru șnițele nu e ok, începi să depun spori, pentru că ea sporulează după recoltare și chiar mai crește după ce o punem în lădiță. O să apară un puf alb care foarte mult se confundă cu mucegaiul, dar sunt doar spori ciuperci care sunt absolut comestibili și deja aspectul comercial influențează mult și cantitatea de vânzări. Adică nu mai are sens să mai ieși pe piață cu ciuperca dacă deja este mai vechi 2-3 zile. Eu vorbesc din experiența proprie. La început nu i-a fost ușor pentru că românii nu erau mari consumatori de ciuperci Pleurotus. Acum însă este recunoscut în zona Moldovei. Ciupercile sunt naturale pentru că în proces de producție, în primul rând, nu se execută niciun fel de tratament. Prin panoul de umectare circulă doar apă de fântână, din fântâna proprie după ce am fost la analize cu apa, astfel încât să răcească și să umegzească atmosfera, să fie o umezeală constantă în ciupercărie. Nu se face niciun fel de tratament, de-aia tot timpul trebuie să lucrăm preventiv ca să combatem bolii și dăunătorii. Am observat, spre bucuria mea, o apreciere putere mai multă a clienților și o deschidere mai mare față de Pleurotus și, într-adevăr, fac diferența între și de la cine cumpăr. 1 kilogram de ciuperci Pleurotus costă 22 de lei. N-am ridicat prețul ciupercii pe cât au crescut inputurile în cadrul producției de compost, de exemplu. Nu mai spun de energie, am nevoie și de 5-10% lucernă, s-au făcut 35 de lei un valor de lucernă când era 15 lei. Deci vorbim de o dublare a prețului și am pus doar 10%. De la 20 au fost 22. Și asta e prețul de anul ăsta. Ciperca teoretic produce 25-30% randament. Deci la 100 de kg, la o tonă de compost, eu am 25 de kg de ciupercă. Dacă noi pierdem 2 lei, am pierdut 500 de lei. Diferența între prețul de cost și cel de valorificare fiind atât de redusă, nu-ți permite să ai o marjă de eroare sau să o livrezi cuiva la un preț mai mic. Ești obligat să ții prețul sus și să te descurci cu ciuperca. Ciupercile sunt consumate nu doar pentru aroma și savoarea lor, ci și pentru proprietățile nutritive. Ce proprietăți au ciupercile Pleurotus? Dar ciuperca Pleurotus este singura legumă, cel puțin în țara noastră, care conține vitamina D. Noi luăm în mod normal din carne sau din expunere la soare, dar ciuperca Pleurotus o conține în mod natural. În plus, mai am clienți care mă întreabă dacă au dăunători, dacă sunt viermișori. Sunt clienți care secționează tulpina să vadă dacă au găurele. Ei, ciuperca Pleurotus își secretă singur un tip de insecticid, astfel încât este puțin probabil să aibă, n-am pățit niciodată în 7 ani. Pentru a valorifica la maxim ciuperca, sfătuiesc tot timpul clienții să nu o speli. Deci ciuperca Pleurotus eventual să șterge cu un prosopilumid pe partea superioară, astfel încât să-i luăm eventualele impurități. Persoanele mai puțin care cred mai puțin lucrul ăsta și insistă cu spălatul, să desfacem ciuperca din buchet, ciupercu, ciupercuță, să o spălăm sub jet lejer de apă, doar pe partea superioară, cu foarte mare atenție să nu intre apa în trilamele ciupercii, pentru că în momentul în care a intrat apa în trilame, în momentul când o gătim noi, intră în reacție cu celula și devine ca un cauciuc, devine tare. În plus, pierde și din proprietăți din gust. Ea are suficientă apă încât să fie gătită în sucul propriu. Claudiu a ales să-și producă singur și compostul. Astfel, nu mai este nevoit să depindă de importuri. Eu trebuie ceva timp să pricep dimensiunile, să pricep dimensiunea găurilor, chiar dacă teoria zice cam despre ce-i vorba, practica este alta. Compostul este format principal din 90% paie, care eu mai adaug 5% făină de lucernă, făcută tot în cadrul ciupercării, și mai adaug niște făinuri de cereale care mi s-au părut mie ca un randament cel mai bun. Paiele ud dintr-un sac mucegăiesc automat, nu ca să nu mucegăiască saci de compost, ca să aibă loc incubarea, iar micelul meu să nu fie agresat de agenții patogeni care produc mucegaiuri. Sunt două metode, chimică și prin pasteurizare termică. Pasteurizarea termică are avantajul că, după părerea mea, produce ciuperca cu un gust mai natural. Deci se simte. Iar celelalte componente care intră în compost vin sterilizate la 120 de grade. Producția de compost durează câteva zile. De la nivelul de balot, tocat, îmbibat, pasteurizat 3-4 zile și pus în sac, după care este nevoie de circa 15-20 de zile procesul de incubare. Incubare ce se înțelege? Faptul că miceliul care este sub formă de grâni, folosesc micele bază de grâni, trebuie să migreze de pe grâni în paiele mele. Asta dacă se întâlnesc condițiile strict necesare pentru această operațiune. Dacă nu, mucegăiesc majoritatea. După 2 săptămâni, 15-20 de zile de când am tocat paiele, sacul arată deja albit, dar fără nicio ciupercă pe el, atunci o să vină transferat de la incubator în camera de fructificare, după care urmează iarna și 3-4 săptămâni și vara în 2 săptămâni, fiind mai cald. Începe cu nivel de primordi și apoi o să dezvoltă până ajungem să recoltăm. Așa deja sunt la fază de recoltare. Acum s-a scumpit îngrășămintele și am deja listă de așteptare pentru saci de compost, ca și îngrășământ natural. Suntem în compartimentul plantelor suculente, sera de expoziție, și m-am gândit să vorbim despre Sansevieria, sau popular planta șarpe. Este o plantă originară din Africa tropicală, Congo, Nigeria, Etiopia. Este o plantă cu vegetație permanentă, apreciată și datorită proprietăților sale de a împrospăta aerul din interior. Este cea mai tolerantă plantă de apartament. De asemenea, este foarte bună plantă pentru holuri, scări, pentru că stă bine la temperaturi scăzute. Dar temperatura scăzută presupune și udare mai rar, asta iarna. Crește sub formă de tufă, nu foarte înaltă, dar la 70 de centimetri poate ajunge, acum în funcție și de specie. Frunzele sunt lungi, rigide, sunt verzi, striate cu alb-gri, pe fondul acesta verde dau foarte bine. Frunza conține fibră textilă și este folosită în industria textilă. Nu are o perioadă anume de înflorire. Înflorește mai rar în condiții de apartament, trebuie să aibă peste 3-4 ani. Plantele bătrâne înfloresc, cele tinere nu. Se poate fertiliza lunar, primăvara-vara, cu îngrășăminte specifice, mai mult pe bază de azot, pentru că e o plantă decorativă mai mult prin frunze și port. Se udă regulat în funcție de anotimp, iarna cantități mici de apă și rar, deci o uităm. Vara, când temperaturile sunt mai ridicate, cantități mai mari de apă, asta în funcție și dacă o ținem în grădină o udăm mai des, dacă o ținem în apartament mai rar, dar cu prudență să nu exagerăm și să o udăm prea mult și să o pierdem. Deci se udă rar, chiar și vara, dar cu cantitate mai mare de apă. Nu se pulverizează pe frunze cu apă, dar nu este bine nici să lăsăm praful să se aștearnă pe frunze și atunci din când în când îi ștergem frunzele cu o cârpă umezită. Vara stă foarte bine afară în curte, tolerează uscăciunea, dacă îi administrăm apă în cantitate mai mare o putem pierde, putrezește baza frunzei și rădăcina, are în pământ un fel de rizom foarte puternic, dacă ghiveciul devine neîncăpător, rădăcina, rizomul acela poate sparge ghiveciul, atât de puternic este. Compoziție să intre pământ de grădină și nisip sau perlit. Deci un pământ afânat, cultivarul ei cu frunza bordată cu galben și ce este curios la el, prezintă pe frunză două tipuri de țesut genetic distinct care stau alături și frunza este tot zebrată, dar marginea este bordată cu galben și este foarte apreciată forma aceasta. Tot ce este colorat sau bordat cu galben, pentru a-și păstra culoarea, are nevoie de mult mai multă lumină. Specia de bază este foarte tolerantă, dar speciile acestea, cultivarurile acestea sunt un pic mai pretențioase din punct de vedere al luminii. Sansevieria liberica. Frunza este mai îngustă și are aspectul acesta mai dezordonat, mai ciufulit. Cu frunza mult mai lată este Sansevieria Grandis, verdele este mai închis, și Sansevieria Hahnii, care crește sub formă de rozetă scurtă, seamănă un pic cu o bromelie, este foarte compactă. Și în cazul ei există și varianta cu marginea frunzei bordată cu galben, deci cu celălalt tip de țesut. Sansevieria chirchi, frunza este un pic ondulată, este și ea înaltă, ajunge cam la 60-70 de centimetri, este foarte decorativă. Și Sansevieria cilindrica, aici chiar seamănă cu un cilindru, ea are floare, uitați și floarea de la cilindrica. Soiul acesta se numește starfish. Nu prea este atacată de dăunători, având consistența suculentă. Păianjenul roșu comun și cel mai mare dăunător este apa. Transplantarea se face atunci când ghiveciul devine neîncăpător, când rădăcinile ies prin orificiile din fundul vasului și când rizomii din ghiveci sparg ghiveciul. De fapt, vedeți că și aici deja este deformat ghiveciul. Este necesară transplantarea. Și odată cu această transplantare putem face și înmulțirea plantei. Se înmulțește vegetativ prin despărțire de tufă sau prin detașarea puilor cu rădăcină și prin butași de frunză. În cazul cultivarului Laurentii, cel cu marginea frunzei galbenă, pentru a se păstra această particularitate a frunzei, înmulțirea se face numai prin divizarea tufei sau prin detașarea puilor cu rădăcină, nu prin butaj de frunză. Dacă o înmulțim prin butaj de frunză, nu se păstrează această colorare a frunzei. Și atunci scoatem ghiveciul și venim și despărțim tufa din... Le așezăm pe dimensiuni, deci aici despărțire de tufă, așa arată un puișor cu rădăcini, deci el poate singur să-și continue viața fără să aibă susținere din partea plantei mamă, deja are rădăcini, este plantă de sine stătătoare. Le plantăm în ghiveci la înălțimea care a fost, deci nu le plantăm foarte adânc, exact cât au fost. Pentru că dacă le plantăm foarte adânc și le dăm și apă, putrezesc foarte ușor. Planta aceasta a fost obținută din butaj de frunză și vă spuneam că dacă o înmulțim prin butaj de frunză, ea nu-și mai păstrează această particularitate. Frunza bordată pe margine cu galben a revenit la specia de bază. În cazul butașilor de frunză se alege o frunză sănătoasă care se fragmentează în segmente de cam 10 cm. Avem grijă să respectăm polaritatea. Unde punem invers? Putem lăsa butașii de frunză până a doua zi ca să se cicatrizeze bine secțiunea și a doua zi îi plantăm într-un amestec de turbă cu nisip sau numai turbă, în poziție verticală, respectând polaritatea. Nu îi punem nici foarte adânc, cât să aibă stabilitate, în ghiveci, la temperatură de 25 de grade înrădăcinează foarte repede, numai că plântuțele cam după 2 luni dau alți lăstari. Cam atât pentru această ediție. Dacă v-au fost utile informațiile sau dacă aveți idei, păreri, sugestii, aștept mesajele dumneavoastră pe adresa redacției sau pe e-mailul emisiunii roadele@trinitas.tv.ro. Eu sunt Nicoleta Mănăilă și până data viitoare să fie timp cu roade bune și folositoare, pentru că din ceea ce ai, poți să faci rai. Pe curând!